Camera Deputaților a adoptat marți proiectul prin care Bujorul este declarat floarea națională a României. S-au înregistrat 180 de voturi pentru, 39 împotrivă și 23 de abțineri. Printre prevederile acestei legi se mai numără și organizarea anuală, atât la nivel național cât și local, a unui festival al Bujorului, urmând ca autoritățile să susțină material și logistic întreținerea și protejarea rezervațiilor naturale de Bujor românesc. Proiectul mai prevede ca autoritățile administrației publice locale să poată organiza anual expoziții florale centrate pe Bujor și vor putea de asemenea amenaja în parcuri și grădini publice spații rezervate cultivării florii de Bujor. Consiliile județene pot lua măsuri pentru înființarea și întreținerea unor mini-grădini botanice în care florile de Bujor să ocupe spații distincte și pot sprijini amenajarea unor alei de Bujor ca floare peisagistică urbană. Uniunea Artiștilor Plastici va sprijini organizarea pe plan local a unor expoziții de pictură consacrate acestei flori. Totodată se prevede ca Rom Filatelia să cuprindă în planul său de emisiuni filatelice emiterea unor colițe și timbre consacrate florii de Bujor. Asociată în tradiția și cultura românească cu puterea dragostei, devotamentul, sacrificiul și sângele, Bujorul românesc a fost ales ca simbol al recunoștinței și respectului pentru veteranii de război și veteranii teatrelor de operații. Prin purtarea Bujorului la rever, românii demonstrează recunoștința pentru faptele de arme ale militarilor români din toate timpurile. Bujorul include toate cele 5 specii care cresc spontan pe teritoriul României, din Banat până în Dobrogea și din Oltenia până în Transilvania și Moldova. Pe lângă speciile spontane, în țară există și 3 specii cultivate cu peste 100 de varietăți și soiuri. În conștiința populară, ideea de sănătate, frumusețe fizică și spirituală este asociată adesea cu floarea de Bujor. Peste 100.000 de români poartă prenumele sau numele acestei flori.